și informale, dar și mai puțin informale, în care să discutăm diverse aspecte din viața romilor. Fie contemporane cu noi, fie din trecut, fie proiecții de viitor. Da, domnul rector, din păcate este prins jos o altă imen și chiar moderează și atunci nu o să pasă bine să ne salute. Dar tot SNSP-ul, rector, Natalida și tot SNSP-ul, rector, decanul facultății de chirurgie, șeful de departament de chirurgie, Alfred Bulai, susține aceste evenimente, încurajează și nu numai formal, dar există o practică în SNSP-a de a vorba de a discuta problematica romilor. V-am spus și ieri, la nivel de doctorat, când început cercetare doctorală, acum program masteral. Există un program masteral la SNSP-a de studii rome, care, din păcate, anul ăsta nu se ține și nu se ține pentru că n-am avut studenți de anul. Nu se pare că pulul de studenți de sale problematica romă scade de an la an, ceea ce nu e un semn bun. Dimpotrivă, cred că e o pierdere pentru oportunitățile pe care le avem. Și cred că ceea ce am putea să facem astăzi aici, pe lângă dezbaterea în sine, pe lângă prezentările academice, este să avem un apel pentru studenți, pentru tineri, să meargă cumva să facă cercetare în domeniul acesta. Și asta pentru că cunoașterea și studiile rome, în general, nu sunt eu încă o piață liberă. Sunt foarte multe domenii încă necercetate. Sunt foarte multe subiecte care nu sunt aprofundate. Ieri v-a spus domnul decan în discursul lui despre influența bisericii pentecostale în punctul de rom. Care e un fenomen sociologic, dar și politic. Se întâmplă acum. Sunt câteva cercetări pe tema asta. Pot fi citate, dar sunt de ajuns de... nu sunt de ajuns de... dezvoltate și geografic și ca timp și după aia în profunzime. Și cred că ar merita, îi dau un exemplu, sigur, sunt multe alte subiecte care ar conta și ar merita să știm mai multe despre ele. Și asta pentru că a cunoaște și a fundamenta după aia tot ce înseamnă politicile pentru rom, poziția ONG-urilor, poziția activiștilor, chiar și public policy al guvernului, ale guvernelor, cred că este fundamental științific. Și spații de genul ăsta în care lăsăm nu știu, emoție și afiliere deoparte, discutând pe date culese cu metode științifică, cred că schimbă paradigma puțin. Și ceea ce voi ați făcut deja, fiecare dintre voi în felul lui, și urmează să facem astăzi, este important nu doar pentru voi ca dezvoltare personală, nu doar pentru universitatea din care veniți sau institutul la care lucrați, ci pentru mișcarea romilor. Este nu societatea în care trăim, pentru că cunoscut mai bine dimensiunea romă, cu siguranță... Wow! Ne-am bublat romul. Și mai sunt și o să mai vină, cu siguranță. Da. Dimineața e un pic mai greu. Da. Bun, ne vom împărți astăzi în două mari lucruri, să spun mai multe detalii despre cum vom lucra. Ce vreau să vă mai spun și cred că este important pentru fiecare dintre dumneavoastră și pentru ceea ce ziceam anterior, este că sper și, mă rog, că sper deja, știu câteva lucruri, că materialele pe care vom prezenta astăzi, prezuit eventual în urma dezbaterilor, ar urma să fie publicate și să se publicăm fie într-o revistă științifică de la SNSP-a, având sfera politice aici sau perspective politice, fie într-o altă specialitate. Oricum, textele sper să fie publicate și să fie prima ediție. Asta se întâmplă anual. Pentru că gheorghianismul de care am vorbit ieri puțin, și zic puțin pentru că e foarte mult de vorbit și sunt mai mult neclarități și ambiguități conceptuale decât clarități, gheorghianismul e ceea ce ne facem aici. Trebuie să definim asta. Nu e ceva ce deja se întâmplă și prezentat, știm exact ce este gheorghianismul și aia.
Nicolae Gârghe a scris în 83, în 83, mă scuzați, un text despre sclavia romilor. A fost primul text publicat despre rom. Era un text despre istoria romilor. El fiind sociolog. Sigur, istoria are o relevanță pentru ideea sociologică, dar a făcut asta. A publicat texte la Institutul Sociologie despre, nu știu, monografii pe care le-a făcut în satele și în mediul rural. Era parte din job. Printre astea, câteva despre rudari, de exemplu. Și nu numai rudari, și alte grupuri de romi. Deci, sunt multe lucruri de scos la iveală și de dezbătut și discutat și de înțeles cumva perspectiva aceasta, pentru că nu trebuie să o recunoaștem noi, dar Nicolae Gheorghe a fost și este recunoscut la nivel european ca fiind un om cu gândire profundă, un intelectual săvârșit, un activist și un polician în sensul larg al romilor foarte abil. Problema este cu Nicolae că a fost Socrate. Nu a scris prea mult. Și nu a scris pentru că n-a avut timp să o facă. Și pentru că a avut cumva dubii în ceea ce gândea. Tocmai de-aia, în dialogurile cu el, era foarte, foarte critic cu sine și cu orice pregândire. Și acum, rolul nostru, al generațiilor următoare și al vostru special, căci eu poate să mai bătrân ca unii dintre voi și siguranța sunt în stadiul ăsta, e să recuperăm această gândire și să o punem ca să o lăsăm generațiilor următoare. Bun. Mulțumesc mult și spor la treabă. Voi fi aici și eu și alți colegi, implicare cu mai multă dezbatere și haideți să scoatem tot ce putem din mințile strălucite care sunt aici la această sală minunată la SNSPA, unde țin și cursul de studii rome, țineam fizic. Acum e online. Cea mai mare parte. Mulțumim foarte mult, Ciprian. Vreau să completez despre Nicolae Gheorghe, că pe lângă asta el a scris, dar nu a publicat. Ceea ce face la Centrul de Documentare Nicolae Gheorghe este să lansăm și site-ul Nicolae Gheorghe, unde o să-i facem cunoscută munca lui Nicolae din perioada comunistă. Până astăzi și poezii. Și la anul sperăm să venim, da, scoatem la lumina tiparului un rom de poezii și de studii pe care le-a cules din România. Bazme și legende rome. Bun. Avem două paneluri. În primul rând, dați-mi voie să vă felicit că ați ales să participați la această seară de comunicări. Prima ediție a Gheorghianismului, da, și Fundamentele Națiunii Rome. Până să ne căutăm un pământ al nostru, la noi romii, e bine că avem un spațiu intelectual unde ne putem desfășura, unde ne putem dezbate idei. Toată lumea are agenda? Bun. Avem secțiunea întâi, romii între victimizare și emancipare, unde moderator o să fiu eu și vă invit în sala numărul 1. Panelul numărul 2, romii secolul 21, moderatorul o să fie domnul profesor Ciprian Necula. O să avem o pauză de prânz la 12:30, 13:30. Fiecare panel decide cum se va desfășura, fie că după fiecare prezentare veți lua întrebări și răspunsuri, sau după toate prezentările veți avea o secțiune de întrebări și răspunsuri. Rămâne la terminarea fiecărui secțiune. E ok? Bun. Să fie o sesiune cu cât mai multe întrebări și cu cât mai multe răspunsuri, dar de ce nu și cu ambiguități. Pentru că și eșecul unei întrebări este și un răspuns. Bun, mulțumesc! Totuși, cam aceasta este structura sistemului de învățământ, da? Organigrama sistemului de învățământ. Da, avem învățământul preșcolar, primar, învățământ gimnazial. Apropo, nu știu dacă știați, din 2019, 12 clase sunt obligatorii. Da. Asta nu înseamnă neapărat că elevul trebuie să facă 12 clase, ci nu mai putem exmatricula. Nu intru în detalii, că sunt și acolo multe de discutat. Și care afectează, din păcate, stima de sine a multora dintre elevii noștri romi. Ei înregistrând cel mai mare număr de absențe. Din păcate. Motivele sunt foarte multe, dar nu suntem aici ca să dezbatem motivele, ci să găsim soluții. Da? Și acum haideți să vedeți cum arată un plan cadru. Da? Pentru că v-am tot vorbit. O să ne oprim la un plan cadru al clasei A9. Da? Cam
așa arată, două să mică și micșoră mulțiri. Este prea mare. Da? Ce înseamnă? Ce vedeți acolo? Clasa a noua, da? Trunchi comun, curriculum diferențiat și, nu în ultimul rând, CDŞ. Adică, în afară de obiectele de studiu pe care le impune Ministerul Educației, se lasă la latitudinea școlii, da? Și se permite, din câte observați, să propună curriculum în dezvoltare, da? Curriculum la decizia școlii, îmi cer scuze, da? Adică, eu fac o analiză a clasei și să spunem că observ copiii au probleme, au lacune istorice. Și vin, da, dacă vă uitați foarte bine, la istorie îmi propune, îmi permite, da, un CDŞ. Acel curriculum la decizia școlii. Sau observ că la limba și literatura română nu se exprimă corect, da? Ei, și acum spuneți-mi dumneavoastră, da? Deci, programul școlar, încă o dată, sunt 30 de ore pe săptămână, 5 zile ori 6 ore. Spuneți-mi dumneavoastră, unde pun eu ora de istoria și tradițiile române? Ăsta e planul cadru. Da? Ministerul îmi spune, apropo, mai face și glume cu mine, îmi spune să am doar 29 de ore, nu 30. Nu am voie să am 30, dacă este clasa nouă. Am un singur CDŞ, îl observați, da? Curriculum la decizia școlii, cel despre care vorbeam. Cine credeți că se bate pe el? Limba și literatura română, limbile străine, matematica, istoria, da? Profesorii de istorie nu sunt atât de deschiși pe cât credeți dumneavoastră. Eu acum vă prezint așa mai sentimental, mai pasionat. Dar să știți că am un studiu în spate, da? Deci am verificat o evoluție în ultimii 5 ani și știu exact ce se întâmplă. Nu doar în școala mea, ci și în alte școli. Da? Și cu asta ne confruntăm, din păcate. Mulți dintre ei, să știți, nu termină nici clasa nouă. La clasa nouă, știți că elevii noștri de etnie română au locuri special alocate. Ce înseamnă asta? Că pot avea și unul, nota 1 la evaluarea națională, criteriu pentru a fi admis la liceu și pot să aleagă un loc la liceu. Vin cu note foarte mici, nu că ceilalți ar avea note mult mai mici. Nu intrăm în detalii, că avem după aceea vorbim o săptămână. Revenim, da? Deci mulți dintre ei, din păcate, nu termină nici clasa nouă. Hai să spunem că până la urmă i-am convins, exact cum am spus pe colegii mei, să-mi permită acest curriculum, da, la decizia școlii pe istoria și tradițiile romilor, da? La liceu, repet. Se face pe baza opțiunilor elevilor. Dacă eu anul acesta, în clasa noua, am 6 elevi de etnie romă, trebuie să mai avem și de la celelalte clase. Noroc cu pandemia, pandemia ne-a permis grupe de doar 8 elevi. Până în pandemie trebuia să avem minim 12 cereri din partea elevilor pentru ca să putem crea grupă de studiu. Repet, studiu pe care îl facem în afara programului. Suntem plătiți 30 de lei pe oră, nu e nicio problemă. Revenit, da? Ca la facultate. Revenit la problema elevilor. Eu anul acesta, dacă nu am grijă ca toți elevii să promoveze, să finalizeze anul de studiu, eu anul următor am mai puțin elevi. Și există riscul să nu mai am grupă. Și există riscul ca cei care vor să studieze în continuare să nu mai poată studia. Da? Repet, sunt foarte multe de discutat. O să vă pun la dispoziție și o să vă răspund la întrebări. Dar aș vrea să fiu răutăcioasă acum și să vă prezint concursul național Istoria și tradițiile romilor. Avem printre dumneavoastră persoane care știu de existența acestui concurs? Da? Se adresează elevilor de clasa a 6-a. Două secunde, atenție la
Așa. Se adresează și imediat elevilor de clasa a 7-a, da? Dacă pentru clasa a 6-a ați observat, aveam 3 capitole, aici avem 4 capitole. Pentru elevii claselor a 8-a, 5 capitole din manualele de istoria și tradițiile romilor, o să vi le prezint imediat și manualele. Și surpriza, dragi colegi, vine acum. Tematica pentru clasa 9 și a 10-a, respectiv clasa 11 și a 12-a. Elevii de clasa 9, elevi care ar trebui familiarizați cu performanța, da, academică, cât de cât, sunt puși în situația de a relua doar informațiile din clasa 5-a, 6-a și a 7-a. Stați ca să le înțelegem. Deci ei studiază CDŞ-ul despre care vă spuneam, curriculum la decizia școlii, ce programul școlar, asta studiază. Reia istoria și tradițiile romilor, studia din clasa 6-a, a 7-a și a 8-a. Da? Nimic nou. Bun. Mai departe. Clasa 11 și a 12-a. Dar deci să ne înțelegem, eu am clasă de 11 și unde eu acum toate informațiile din a 6-a, a 7-a și a 8-a. Bun. Și în plus avem acolo și puțin cu, nu mai contează, vedeți, bibliografia, da? Asta se studiază în liceu, la istoria și tradițiile romilor. Istoria și tradițiile, pentru că, până la urmă, istoria în sine interpretează fapte, da? Și creează un context și nu insistăm că știm foarte bine. Acesta este un bază element academic și bază pentru că azi avem și o componentă diferită de o discuție academică. Eu sunt Ciprian Necula, sunt curatorul masterului de studii rome din Capitolul SFRA și președinte Romei de Sărcean. Și vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit aici. Este și o zi importantă pentru mișcarea romilor, mâine. Nicolae Gheorghe trebuie a aportat mișcarea romilor contemporană. În România, nu doar în România, o să vedem atâțiu dimensiunea lui europeană. A fi primit 76 de ani. Și pentru că am lucrat cu Nicolae Gheorghe 15 ani, știu că mi-a plăcut acum, sau cred asta, că în loc să țină o mădăre de culegere pentru amintirea lui, mi-a plăcut să aplaudă. Așa că vă rog frumos. Pentru mine este emoționant, pentru că m-a spus, am lucrat vreme de lucrată cu Nicolae Gheorghe, dar sunt și alături de oameni importanți care au avut o conexiune cu acest om extraordinar, din multe puncte de vedere, și poate n-am să fac un pic de tal, vreau să discutăm mai degrabă ideile în astăzi și toată ziua de mâine. Mulțumesc Centrului CEH pentru găzduirea din seara asta, este foarte important pentru noi să fim aici, și aș vrea să vin pe domnul director să ne adreseze câteva cuvinte. Domnul director, vă rog. Vă să aplaudați pe el. Cesar. Bună seara, bine ați venit la Centrul CEH. Și Robia de la Roma Education Fund ne-a contactat prin luni cu propunerea acestei evenimenturi și am fost foarte bucuros și acceptat cu mare plăcere și, de fapt, mi se pare foarte important că cunoaștem pe modelul al romilor fie în Cehia, fie în România și asta e un exemplu excelent. Deci vreau să vă doresc vizurilor cu atâta și în același timp, seara plină de
inspirația. De găzduire. Este foarte important să fim aici, mai este că Nicolae Gheorghe a fost de mai multe ori aici și a fost și apropiat al pocilor pentru rom din Cehia. Am zis atunci când cel care deținea președinția al Cineștiului Roman din Iunie era un ceh. A doua gazdă acest eveniment este o universitate, cred că cea mai importantă cu subiectivitate firesc, în ceea ce privește studiile rome. Și asta pentru că, deși există un master de studii rome, există mult mai multe. Asta e partea vizibilă. Deci și un centru de studii rome, există și un postprogram doctoral foarte important în care cam 30 de studenți, doctoranți, au studiat problematica romilor, unii dintre ei ajungând în Academia, alții au rămas să lucreze pentru comunitățile din care au venit sau pe care sunt. Domnul decan, Cristian Pregurescu, este cu noi. Domnul decan, aveți cuvântul. Și... Domnul decan și un pic am Nicolae Gheorghe, cu siguranță. Vă rog. Bună seara, mulțumesc foarte mult că sunteți prezenți aici. Am fost foarte încântat în momentul în care Ciprian Nicula a propus acest seminar, această conferință, această sesiune de comunicări științifice care este dedicată lui Nicolae Gheorghe. Ne bucurăm foarte mult că putem în felul acesta să contribuim la dezvoltarea cercetării științifice în acest domeniu, pentru că, așa cum spunea Ciprian, în urmă cu un deceniu am început un program doctoral pe studii rome, un program susținut în fonduri europene și apoi am continuat cu centrul de cercetări și cu masteratul, care a mers bine până anul acesta, facem o pauză, sperăm că ni se vor mai alătura